fericile iubirii. În privința relaționării dintre Valentin și Elena, se pare că reproșurile câștigă teren în detrimentul înțelegerii. Ești foarte rece. Și nu se întâmplă odată, se întâmplă de mai multe ori. Să vin spre tine să mă iubi sau să mă fii indiferent. Nu rezolvăm nimic. Păi și ce vrei să zic? Că nu suport când îmi arunci mâna de pe tine, nu-mi place când nu te uiți la mine sau când încerc să te ating și mă eviți. Nu-mi place chestia asta. Când îți dai ochii peste cap că am zis, nu știu, sau am făcut o față, sau am râs, sau m-am împiedicat, sau... Ok. Chestiile astea. Încerc prea multe. Atât am să-ți... Ok, atunci e cazul să luăm o pauză. Eu sunt bine cu mine și singur și cu tine. Dar cu cât cei doi discutau mai mult, cu atât părea că se înțeleg din ce în ce mai puțin. Vrei să vorbim după? Ce să mai vorbim, Ela? Am înțeles. Nu, dar ce să mai vorbim? Despre ce mai dori să vorbim? Am înțeles. Tot ce era de înțeles. Păi, dar răspunde-mi, ea nu mă răspunzi. Vin. Spune-mi, te rog. Ce vrei să facem? Da, asta mai lung. Vrei să-ți dau răspunsul acum sau când vrei? Deocamdată eu doresc să mă gândesc. Dar să mai vreau să spun chestia asta. Cum tu ai niște pretenții de la mine? Pe care eu ți le spun exacte. Cum am fost și aseară. Cum eu am și tu ai. Asta trebuie doar să... Și eu măcar ți le spun exacte. Înțelegi sau nu înțelegi de data asta? Că am avut rugămintea poate să... Cum eram aseară să nu... Vorbim. Să mai iei pe ringul de dans, să mă pupi, să stăm în altă parte. Sau să nu vorbim ceva pe care... Cum ți-am spus, aseară așa mi-a ieșit cuvintele pe gură. Nu știu ce am zis așa greșit. Că te apreciez și că mi-ai zis și tu că mi-ai zis că țin la tine. Dacă m-ai întrebat pe mine, fiecare om ține, iubește și face ce simte în felul lui. Când nici atunci nu mi-ai răspuns. Ce te-a deranjat așa că ți-am zis că țin să apreciez ce am spus eu și tu că ai zis că ții la mine? Fix asta mi-a deranjat, că te apreciez mult. Ok, și dacă te super, crezi că poți schimba ceva pe faptul acesta? Nu. Ok, tu ai ceva să-mi spui? Da, că țin la tine. Ok. Asta știam. Asta e tot. Poți să te sufleți. Vezi? Păi nu, orice zic e... Ce e? Nu e ok. Eu nu pot să trag de tine să simți sau să rămâi sau să faci anumite chestii dacă nu le simți. Eu simt mai mult. Ok. Și cred că asta e de fapt ce mă supără. Și de ce crezi că și eu trebuie să simt la fel ca tine? De ce crezi că nu am putea regla lucrurile doar să avem răbdare? Pentru că, uite, acum că ești liniștită, îți dai răspunsul singur, că ai zis că te supără, că tu ții mai mult, nu? Păi și multe lucruri crezi că poate să vină de la chestia asta pe care mi le ceri tu acum? Eu simt că am avut răbdare și okay. Toată chestia asta de azi a fost de la materialul ăla din emisiune cu ce a zis doamna Simona. Eu nu eram de aceeași părere pentru că știu la ce te-ai referit și tu. Și după am venit la tine afară, am văzut că erai cum erai, n-am zis nimic și mi-ai zis mai bine că n-am zis nimic. Și după am decis să te las în pace. Adică, orice zic, e ca și cum zic ceva care să te deranjeze, zic ok, toate. Chiar nu mai am ce să discut cu tine. Chiar mă simt că sunt mințit pe față. Ți-am spus,
dacă ți-aduci tu bine aminte, când te-am luat aici. Și ai zis că bine ai făcut. Mai aduci tu aminte că zici că eu, de fapt, eu sunt ăla. Când a fost, cred că, prima noastră îmbărligală, ca să zic eu, așa. Când am fost în cameră aici și ți-am zis a doua zi că ai făcut bine și că îmi pare rău dacă te-am supărat cu ceva. Și ți-am spus că în momentele alea eu nu aș vrea să vorbesc. Păi, vezi, același lucru. Același lucru ce, Emil? Că eu nu ți-am spus afară. Că eu cer anumite lucruri, tu îmi ceri anumite lucruri și niciunul nu dă. Niciunul nu face. Eu îți cer niște lucruri pe care tu le poți face. Adică sunt posibile. Eu, dacă nu le simt și nu le fac cum îți dorești tu, cum pot să le fac? Că, de fapt, tu te-ai supărat că ți-am aruncat mâna, că am mimici. Da, și ce alte chestii cu mine? Dar mi le-ai spus vreodată? Când s-a întâmplat cu mâna, ți-am zis. Atât. Nu cred că ne înțelegem. Ok, eu ți-am pus altă întrebare. M-am obișnuit să nu mai spun la întrebări adevărat, dar măcar încearc. Ce mi-ai zis? Că să zic ce mă deranjează? Da. Și când ți-am zis, acum două seri, vineri, ce m-a deranjat? Ai avut o reacție ieșită în comun că mă deranjează orice? Cine crezi că e absurd în povestea asta? Eu sunt. Nu știu ce, dacă pe tine te afectează în vreun fel, dacă te doare undeva, dacă... Dar să zici, pe mine mă afectează mult. Ok. Mă simt foarte rău, să știi. Și mi-e pare rău, dar nu pot să fac mai mult. Pentru că eu încerc și pe mine chestiile astea mă fac să mă distanțez. Păi erai deja distant, omule. Erai deja okay. Distant. Unde te mai duci la tecuci? Capricile iubirii. Nici nu știu de unde să încep. Eu mă întrebam dacă, Valentin, tu simți că Elena se victimizează? Nu mai simt nimic. Nu știu ce să spun. Păi știi că e mai rău să nu mai simți nimic, că dacă simți ceva, e bine. Când nu mai simți nimic, atunci nu e bine. Nu știu, mi se pare că atunci când într-o relație trebuie să ceri niște lucruri care ele trebuie să vină de la sine... Trebuie să dispară. Trebuie să... Relația ieși din peisaj. Da. Asta este concluzia. Trebuie să ieși din peisaj. Nu ai ce să cauți acolo. Într-o relație nu trebuie nimic. Nu trebuie nimic. Trebuie să fiți doar voi înșivă. Nu trebuie să fie ea după gustul și asemănarea ta sau el după gustul și asemănarea ta. În momentul în care te-ai hotărât, eu m-am hotărât că vreau să am o relație de prietenie cu Paula. Eu nu o să-mi doresc. De prietenie, nu zic... Da. Deci noi două vrem să avem o relație de prietenie. Păi eu trebuie să o accept pe ea așa cum este ea. Uneori mai așa, alteori mai așa. Și îi cunosc limitele. La fel se întâmplă și într-o relație dintre un bărbat și o femeie. Și mi se pare că e mult prea devreme. Adică astea sunt discuții care ar putea să apară, nu știu, 20 de ani de căsnicie, 25, după pensie, când nu mai vezi bine. Și mi se pare că te-ai uitat nu știu cum și mi-ai dat mâna. Adică e absurd să se întâmple în stadiul ăsta. Uite. Bun. Ia să auzim. Elena, scuzați-mă, fetelor, că până la urmă vreau să-i ascult pe ei pentru că ei sunt în situația asta. Elena, ce se întâmplă din perspectiva ta? Nu e baza suficient de stabilă sau ce simți? Cred că asta este... Nu e baza... Și cine face... În același timp, eu nu am zis că este doar unul vinovat sau... Și discuțiile noastre... Păi niciodată, nu e unul erau unu constructive, singur. Erau mai mult în... În contradictoriu. Exact. Da, vreți să vă spun părerea mea, că eu cumva sunt cam de aceeași părere cu Paula. Mă, discuțiile astea, după ce v-ați rodat bine, bine, bine și nu mai aveți despre ce să vorbiți, când vreți să vă ciondăniți puțin ca să aveți de ce să vă împăcați. Eu adică, cred că... acum mai degrabă trăiți decât... Iertați-mă, dar uite, chiar vreau să te întreb, Valentin, tu ce simți pentru fata asta? Cine la e? Uite, mie mi-a atras atenția ceva la task-ul cabinei. Ea a căzut încă de când făceați proba, da?
Ok, înțeleg că în vibe-ul ăla ai demarat și ai mers, poate n-ai sesizat că e a picat. A ajutat-o Ștefan cu Laura. Dar după, feeling-ul pe care l-am avut când mă uitam la voi era ca și cum tu te uiți la vecina de la 7 pe care oricum nu o plași prea tare, te enervează, că a căzut bine, îmi pare rău. Adică asta mi-ai transmis. Nu am simțit că o tratez ca și când iubita ta a căzut sau nu se simte bine. Adică atunci a fost un semn de întrebare și nu am vrut să vă spun până acum, pentru că n-am vrut să pară că vă instig sau că îmi spun eu părerea, că poate doar asta am sesizat eu sau asta am simțit eu. Pare că te străduiești să menții o relație sau încerci să o modelezi după gustul tău ca să-ți placă cumva, într-un fel, să-ți placă un pic măcar. Așa, nu știu, adică nu forțați, măi, de ce spun lucrurile astea? Ca să ajung la următoarea concluzie, e vorba de viețile voastre. Nu vă bateți joc de voi și nici de copilul altuia. Nu vă bateți joc nici de timpul vostru pe care îl puteți petrece voi înși vă îmbogățindu-vă viața interioară, da? Aveți grijă de sufletul vostru. Nu așa pentru că n-ai ce face prin casă, stai și pierzi vremea altcuiva de lângă tine, care poate investi niște emoții. Și mă refer la amândoi. Care, și la oricine din casa Elena, asta. Tu simți că el nu e suficient de mult atras de tine? Nu știu, l-am întrebat de mai multe ori asta. Nu ce l-ai întrebat. Pentru că eu cred, și pot să spun asta, trecând printr-un divorț, trecând prin multe lucruri în viața asta. Eu cred, cel puțin o femeie cerebrală, și tu ești o femeie cerebrală, eu cred că femeia știe exact cum stă. Când nu știi dacă vorbele cuiva sau dacă nu știi ce simți sau ce simte un om, urmărește acțiunile. Exact. Acțiunile întotdeauna vor arăta ceea ce simte omul respectiv, în ce direcție se duce. Ce vezi în acțiunile lui? În ce direcție se duce, Valentin? Cinstit, Elena. Știi de ce? Pentru că sunteți pe ultima sută de metri să mai faceți ceva aici în casa Mireasa. Ce faceți voi în afara casei? Dar cred că ar trebui să fiți foarte cinstiți cu voi, pentru că întotdeauna vor exista și urmări.